Salut! Astăzi echipa Playtech are plăcerea să-ți prezinte două televizoare impresionante de la Samsung, OLED Z90C și Neo QLED N900C. Vom explora caracteristicile și performanțele acestor televizoare și îți vom oferi o perspectivă clară asupra calității lor. Samsung este unul dintre cei mai importanți actori de pe piața TV-urilor și reușește să impresioneze și în acest an. Începem cu momentul mult așteptat al despachetatului. Cu un cutter tăiem cu grijă scociul și deschidem cutiile ambelor televizoare. Primul lucru care atrage atenția este designul elegant și minimal al ambelor modele. Continuăm prin a-ți arăta cât de subțiri sunt aceste televizoare, în special modelul OLED S90C. Este incredibil să vezi cât de mult a evoluat tehnologia și ce a reușit Samsung să creeze. Așa cum poți vedea în comparație cu un Pix, televizorul OLED S90C este aproape jumătate din grosimea acestuia. Modelul Neo QLED vine echipat cu un Infinity Screen, în timp ce modelul OLED are un Boundless Screen. Cu alte cuvinte, televizoarele nu au margini. În continuare, scoatem și prezentăm accesorii care vin împreună cu aceste televizoare. Modelul OLED vine echipat cu un stand simplu, dar elegant, care se combină perfect cu grosimea aproape imposibilă a noului model. Pentru noul Neo QLED, lucrurile stau un pic diferit. Slim One Connect este probabil partea mea preferată a noului Neo QLED Samsung. Slim Connect se poate atașa de televizor sau poate fi așezată lângă televizor și conectată printr-un cablu de restul aparatului. Slim Connect este locul unde se întâmplă toată magia marilor televizoare, Neo QLED. Practic, televizorul are toate componentele plasate în cutia Slim Connect. Aceasta oferă o gamă largă de conectivitate prin cele 4 intrări HDMI și cele 3 intrări USB, 2 intrări de satelit și una de antenă, alături de CI și cablu optic de VLAN. Telecomanda este aceeași pentru ambele televizoare. Samsung Solar Cell se remarcă prin funcția sa de încărcare solară sau prin USB-C. În ceea ce privește funcționalitatea, telecomanda este foarte simplu de utilizat și foarte intuitivă. Pe lângă butoanele clasice, are incorporată un microfon pentru comenzi vocale, play-pause și nu în ultimul rând, ești la un buton distanță de aplicațiile tale de streaming, Netflix, Disney Plus sau Prime Video. Telecomanda se remarcă și prin sustenabilitate sporită. De altfel, consumul de energie a fost redus în comparație cu anul precedent. Acum trecem la momentul pornirii și configurării acestor două aparate. După cum poți vedea, când sunt puse în funcțiune, ești întâmpinat de o imagine clară și vibrantă. Configurarea este rapidă și simplă, iar meniurile intuitive îți permit să ajustezi rapid setările în funcție de preferințele tale, începând cu limbă, regiune, conectarea la internet, update al software-ului, în cazul în care este nevoie, setarea canalelor TV, conectarea la contul Samsung. Sistemul de operare pentru aceste televizoare este Tizen 05, este Tizen OS. Interfața este inteligentă și oferă o gamă variată de opțiuni și funcții, oferindu-ți posibilitatea de a personaliza experiența de vizionare. De la setări avansate pentru imagine și sunet, până la aplicații și funcții smart, ambele televizoare oferă o experiență interactivă și captivantă. Totuși, așa cum poți vedea, locul unde aceste televizoare excelează este partea smart. În primul rând, ambele oferă comunicare video prin Google Meet atunci când atașezi o cameră sau un telefon compatibil. Ambele oferă multi-view cu până la 2 sau 4 ecrane pentru modelul Neo QLED. Cloud Service pentru Microsoft 365 alături de Workstation cu Windows, Mac sau Samsung DeX. Televizoarele au incorporate SmartThings Zigbee și modul MatterThread One Chip. În altă ordine de idei, aparatele funcționează ca un hub, sunt compatibile și cu alte produse non-Samsung, dar care sunt compatibile cu SmartThings, inclusiv HueSync, Workspace, Samsung Health, Telemedicine. Cu diferența că modelul Neo QLED are și funcția NFT Universe. De asemenea, televizoarele oferă Bluetooth și suport pentru AirPlay 2. Pe partea de securitate, noua gamă oferă și integrarea senzorilor din casă. Practic, televizorul poate detecta mișcarea și îți poate trimite o notificare dacă detectează ceva atunci când nu ești acasă. Mai mult, folosind senzorul de lumină incorporat, televizoarele inteligente Samsung pot detecta schimbările de iluminare și reglează luminozitatea pentru a-ți optimiza mediul de vizionare. Noile televizoare Samsung OLED S90C și Samsung Neo QLED N900C oferă o imagine impresionantă, culori bogate, un negru profund și detalii uimitoare, creând o experiență vizuală captivantă. Acestea sunt ajutate de procesoarele Neural Quantum 4K, respectiv 8K. În ceea ce privește sunetul, acesta este imersiv și clar, oferind o experiență audio de înaltă calitate, care completează perfect calitatea imaginii și te transportă în mijlocul acțiunii. De altfel, ambele televizoare vin echipate cu Dolby Atmos, Object Tracking Sound Pro pentru QLED și Light pentru OLED, Q-Symphony și Multi-Room Link. În concluzie, ambele televizoare sunt tot ce poți să-ți dorești de la un televizor, o experiență ca de cinema, alături de funcții smart prin care să-ți conectezi toată casa, intuitivitate și ușurință de conectare. La cum arată lucrurile, va fi imposibil ca cineva să-i ajungă din urmă pe Samsung.